Afișe lipite în toți copacii, geamuri stropite cu vopsea și o mulțime de romi nemulțumiți. Așa s-a terminat un conflict izbucnit între activul PPDD și romii din Obreja. Ar putea să pățesc alte necazuri și eu nu vreau ca să-mi bat neamurile romii ca să poate să îi dea cap. El este țigan de Caracal și crezând că el vine să ne corupă pe noi, că noi facem după el, gata, mă duc la țiganii mei, că o să mă voteze pe mine. Nu? Oamenii spun că este inacceptabil și acuză că liderii PPDD încearcă să mituiască membrii comunității atât la vot cât și pentru arborarea bannerelor pe propriile locuințe. Domnul Dean Daconescu va încerca să mobilizeze țiganii cu bani. Să dea 100 de euro pentru fiecare vot. A zis cred că câte 10 milioane la fiecare familie care vrea să pună bannere pe în curțile și pe casele noastre, aceia în comunitate. Cum de fapt, deja aici în vedem la noi, aceia că e tot în municipiu, le-a dat la fiecare, știu asta de la oamenii care au pus acolo, că au luat câte 10 milioane. Romii au depus o plângere la poliție și așteaptă ca organele de anchetă să ia măsuri în așa fel încât astfel de incidente să nu se mai repete la Târgu Jiu. În replică, președintele PPD de Gorj, Cătălin Zamfira, neagă orice acuzație. Nu cunosc niciun lider al romilor și noi nu ne ocupăm cu astfel de lucruri. Nu pot să-mi dau seama de ce. În ultimul timp au loc tot felul de provocări și tot felul de acuzații care nu sunt fondate și nu au nicio legătură cu activitatea noastră în județul Gorj. Scandalul de aseară nu este singurul de acest gen. La această oră mai sunt alte două dosare aflate în faza de cercetare penală la organele de anchetă.